Bună ziua! Mă numesc Miu Maria, învăț în școala primară Spectrum București și fac parte din clasa 4-a, cea la doamna Elena Jumaischi. Proiectul meu se numește Ublec fluidul ce încalcă legea lui Newton. Din punct de vedere tehnic, ublec este un fluid non-newtonian. Un fluid non-newtonian este o substanță care nu este nici lichidă, dar nici solidă. Preia proprietățile ambelor în funcție de cât de multă presiune este aplicată asupra sa. A face ublec necesită doar două ingrediente, amidon de porumb și apă. De asemenea, puteți adăuga și colorant alimentar dacă doriți, dar nu este necesar. Ublec alb și simplu poate fi la fel de distractiv ca ublec colorat. Măsurile exacte depinde cât de mult doriți să faceți ublec, de cât de multă cantitate doriți. De obicei se pun două cănd de amidon și una de apă. Adăugați amidonul de porumb. Iar apoi încet cu o lingură apa. Și începem să amestecăm. Nu uitați de regula 2 la 1, indiferent de cât, de cât de mult doriți să faceți. Și? De exemplu, dacă doriți să faceți cantitatea dublă, veți avea nevoie de 4 cani de amidon și 2 de apă. Pentru o jumătate de lot mic, veți avea nevoie de o cană de amidon și jumătate de cană de apă. Puteți folosi și mâinile pentru amesteca, numai că la început trebuie cu lingura. Și? Dacă sunteți nou în a face ublec, va fi greu să vă dați seama când coerența este corectă. Ublecul ar trebui să se formeze într-o minge, foarte ușor, și să revină la forma lichidă odată ce îi dăm drumul. Uneori va fi nevoie să adăugați mai mult amidon de porumb dacă va fi prea lichid, prea curgător, sau mai multă apă dacă va fi prea ferm. Sunt convinsă că toți v-ați jucat cel puțin o dată cu un slime. Păi, ublecul seamănă foarte mult cu un slime, numai că proprietățile lor sunt foarte diferite. Priviți ce se întâmplă când aplicăm forța asupra lui. Mâna nu poate să pătrundă. Deci, în momentul în care aplicăm forța, el se comportă ca un solid, dar revine la forma lichidă foarte repede. Pentru un alt tip de distracție, puteți lua o jucărie mică precum această mingiuță și să o lăsați în ublec. Vom observa că încearcă să pătrundă în ublec, dându-i acestuia un nou nume, ublec nisipul mișcător. Dar dacă aruncăm mingea cu forță, vom observa că ublecul o respinge și ia forma de solid. Mare atenție unde aruncați ublecul, pentru că dacă îl lăsați pe calea conductelor, poate acționa ca un lipici. Acesta a fost proiectul meu și sper că v-am deschis apetitul într-o nouă joacă. Distracție plăcută!